fac mâncare. Mi-a venit și mie o poftă să-mi fac o mare tortă. Dar pofta o să mă țină, că n-am mâncat să făină. Mai bine iau o tigaie, cam o ouă. Îmi fac o omletă mare. Dimineața când mă scol, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Pe om nici nu mă mai spăl, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Dau fuga cu ce-am pe mine, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Repede în bucătărie, la 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 la. Astăzi vă propun o rețetă foarte simplă, pentru că mi-e foame la burtică. M-am hotărât să-mi fac pâine prăjită nou. Pentru aceasta avem nevoie de câteva felii de pâine. Am pus tigaia pe foc. Să iasă felile de pâine cu habei. Merge țuica și-o bătută! Țuica, 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 țuica! După ce am bătut bine ouăle, înmuiem pâinea. Țuica, 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 merge bine cu bătuta. Țuica, 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 e bine s-o bei cu stică. Dimineața când mă scol, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Eu nici nu mă mai spăl, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Dau fuga cu ceau pe mine, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. La promoții în magazine, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ce vâlzeală, ce bătaie, pe ouăle și o tigaie, că vor tot să cumpere, tigăi la reducere. Ce vâlzeală, ce bătaie. Gata, adăugăm pâinica cu tigaie. Tigaie la reducere, bă! Mie îmi place foarte mult să mănânc pâinica asta prăjită. Bulion. Sau cu pastă de roșii. La bote sa la o nuntă, la 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 la. Merge țuica și-o bătută! Țuica, 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 țuica! Eh, dragilor, asta fac într-o zi de izolare. Gătesc, mănânc, fac burta mare. Țuica, 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 e bună s-o bei cu sticla. Țuica, 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 merge bine cu bătuta. Țuica, țuica, țuica. Pânica mea prăjită este gata. Vreau să vă arăt și vouă. Arată foarte bine. Și eu o servesc cu pastă de tomate. Și mă gândesc că mănânc pizza. Pizza, pizza, chiar și tanti Mița, Mița și-a alergit rochița să mănânce pizza. Pizza, pizza, chiar și tanti Mița, Mița și-a alergit rochița să mănânce. Vă doresc și vouă o poftă bună. Și să ne ajute Dumnezeu tuturor să ieșim din această situație dificilă. Cu siguranță vom ieși, dar încă mai durează. Așadar, ca să rezistați, găsiți-vă de lucru în casă. Stați și voi în casă, la fel ca mine, ca mai târziu să ne fie bine.
Vă pup cu mare drag, vă doresc sănătate și toate cele bune din partea mea. A voastră, Lorena. Ca să aveți viață frumoasă, rămâneți cu toți în casă și să nu vă panicați, stați în casă și cântați. În vreme de izolare poți să faci și o mâncare sau să dai cu aspiratorul sau să periezi covorul. Vă pupă, Lorena, faceți orice, dar rămâneți în casă. #rezistăm!